Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Sasha e prietenul meu. Salut, Sasha! Bună! Ce mai faci în Clujul? Bine, nu știu. Hai! Bună seara, oameni! Eu mă bucur că sunteți aici și eu mă bucur că sunt aici. Nu stăm mult. Să nu exagerăm, pentru că încă n-am zis nimic. Vreau să mă prezint în primul rând. Eu deloc vin de Republica Moldova, dar stau în Cluj și numele meu este Sasha. Așadar, prin această introducere, v-aș ruga din tot sufletul meu, ăia care aveți câini, no, sau care vă doriți câini, am 3. Vă rog eu să nu mai puneți numele Sasha la câini, asta era. Sasha 2, Sasha 3. Oricum mă disperă, fie 1, fie 2, fie 3. Deci nu mai puneți, pentru că eu mă duc în fiecare zi cam o medie de 20 de kilometri cu bicicleta. Eu în fiecare zi văd cam 5-7 sași pe stradă. Eu nu mai am chef să mă întorc la fiecare. Că în Cluj mă mai știu o parte din lume. Și când strigă cineva Sasha, eu ca prostul mă întorc. Mi-a zis, bă, poate vrea să facă cineva o poză cu mine. Nu, mă întorc și e un câine. Și vă rog din suflet, dacă puneți măcar la niște ciobănești germani, niște câini care să mă reprezinte, că am 1,84 m. Doberman, nu știu, sau la toți ciobănești în general, mi se rupe că mă cheamă și Sasha Ciobanu, adică... Frate, pe câinele meu, atât îl cheamă Sasha. Este un Yorkshire Terrier. Băi, nu, ia mă, am poze cu el, trebuie să caut. Eu când aud numele Sasha și mă întorc și văd că e un bișon, eu mor. Și eu nu știu dacă știți, dar este demonstrat statistic în Biblie, bișonii sunt cele mai proaste pisici, acum... Uite, bă, ce cadră, ce frumos e. Uite și tu. Uite. Ia e Sasha. Și apropo de animale, ce vreau să vă zic este că nu ne asumăm chiar toți, dar vorba vine. Majoritatea care suntem în seara asta aici, vă garantez că avem un soi de animale pe care nu le suportăm, corect? Prin da. Aplauze, dacă se poate. Așa. E bun. Eu nu suport pe Neata Anticu, absolut. E un soi de animal. Și el, da. Eu nu suport porumbei. Suntem doi. Mie mi se par cele mai proaste creaturi, vă jur. Și am și am cu ce să mă explic aici. Eu nu-i suport pentru că mă dau cu bicicleta și din cauza lor am început să port cască. Că mi-a intrat unul odată în cap și m-a dezechilibrat, era să cad pe bicicletă. Deci, practic, puteam să fac accident și să mor eu un om fiind. Deci, s-a dat de proști că unul mi-a intrat prin roată, printre spițe, și a și trecut dincolo. Și aici se aplică chestia asta. Bă, prost să fii, noroc să ai. Asta mi-a venit mie. Și mie mi-a intrat pe sub mașină și a ieșit un nor de pene, ca în desen animat. Real. Tu ai avut noroc. Încă unul mi-a intrat direct, l-am ocolit și mi-a intrat după aia în roată, în bicicletă, dar pe dedesubt, și am luat un pic din pene și se vedea un pic pielea. Știu că sună dureros, dar nu mă durea pe mine, pentru că nu eram eu acolo. Este că aici poți să acuz două entități, cum ar fi. Prima dată Dumnezeu, că i-a creat, și al doilea este Noe, că i-a salvat. Mă, n-ai cum să salvezi o pasăre proastă, efectiv. E că eu, în locul lui Noe, aș fi făcut asta, interviu de angajare. Te-aș fi întrebat pe toți, bă, vacă, ce mi-aduci? Carne bună, bravo. Ce mai dai? Lapte, bravo. Și după aia te duci, găină, pasăre. Bă, ce faci? Bă, nu-s foarte deșteaptă, dau o carne bună, fragedă, dau ouă. Corect? Corect. Da. Când ar fi venit porumbelul, bă, tu ce știi să faci, porumbele? Și parcă și văd. Eu am fost și student, pentru că... Am fost și student. Eram la Facultatea de Politehnică din Cluj, stăteam la cămin. Într-o zi s-a făcut să fie ziua mea. Am vrut să-mi o țin neapărat, dar eu aveam 65 de euro bursă, deci, na, pe locuri de moldoveni. 65 de euro, ce am putut să cumpăr când mi-a venit mie bursa? Am putut să cumpăr 2 baxuri la 3 kg bucata. Multă bere. Rea, dar multă. Și mai aveam 2 litri de țuică de zalău, care e o țuică foarte bună. Și mi-am chemat 10 prieteni și ne-am îmbătat. Eu nu știu dacă știți ce dă pe țuică de zalău și la 3 litri. Bă, băiatule, se transformă oamenii. Eu știu că se transformă la tărie, dar la țuică e altceva. Așa e, așa e. Am început să strigăm în curtea căminului.
El striga 2 litri bi, eu strigam alo. Până a venit poliția. A venit poliția, m-a văzut că eu urlam alo. M-au dus la secția de poliție ca să-mi dea o amendă de perturbare a liniștii publice. Au venit prietenii mei din cămin și au început să scandeze afară. Alo, bi, eliberați-l pe fratele nostru moldovean de pe Sebrut. Singur, se iasă afară. M-au lăsat într-un final, am ieșit afară. Și mă întreabă capitanul ăsta de la galerie de la Ucluj, zice... Bă, Sașa, mă apucă de umeri așa foarte sentimental. Zice, bă, Sașa, spune-mă sincer, te-au bătut, mă? Bă, și în capul meu de beat eram, bă, de ce să nu-i mint? Și am zis, da, mă, tare. Și zicea meu, fraților, hai să mergem toți la IPJ să te punem plângere că l-au bătut pe singurul nostru frate de peste Prut moldovean. Și am luat-o spre IPJ. În drum spre IPJ, eu nu știam că pot să stau de vorbă cu un câine. El tot făcea, eu făceam, ce ai mă cu moldoveni? El făcea, zic, mă, da, nu am venit să vă iau locurile de muncă, să mă bată mama. El, zic, mă, că mă îndepărtez. Și când am căzut în față, așa cum îl certam eu pe el, m-am mușcat de arcadă. Și vine unul care era mai treaz și îmi dă un tricou alb. Zice, bă, ține-l ca să-ți oprești sângerarea, să nu mor dracu aici, măcar să ajungem înapoi acasă. Șeful ăla de galerie de la Ucluj a început să strige, nu, că mergem la IPJ în continuare să depunem plângere că l-au bătut pe fratele nostru moldovean. Și zic, bă, nu merge, mă, că m-am mușcat câinele acum, nu putem. Zice, bă, da, acum merge, că acum avem dovezi că ai fost bătut de polițiști. Nu era prost beatul, stai liniștit. Și am zis, bă, nu, oricum, insist. Ne-am întors spre cămin. În drum spre cămin, ăsta care mi-a dat tricou, zice, ai fost mușcat de câine. Mâine dimineață, la prima oră, te duci să te vaccinezi cu antitetanos, să nu turbezi. Eu am auzit cuvintele astea, dar nu le-am reținut decât aleatoriu. Adică am reținut și le-am pus în ordinea în care am vrut eu. Am ajuns la cămin, m-am odihnit, m-am trezit a doua zi și când m-am trezit a doua zi, m-am dus și am găsit casa respectivă, care era singura casă de pe stradă care avea câine. Am bătut la poartă, a venit stăpânul și am zis, vreau să știți că am venit să-mi cer scuze pentru că ieri a fost ziua mea și zic, din greșeală am trecut pe aici și v-am mușcat câinele de ochi. Și na, eu cum sunt moldovean, vreau să mă asigur că merge să-l vaccinați ca să nu cumva turbeze câinele. Și s-a uitat la mine în ochi și zice, bă, băiatule, la cum arăți, eu cred că a fost invers. Și zic că, păi dacă vă referiți la asta, nu, de aici m-a mușcat un polițist. Nu. Oameni bine, mersi frumos. Să fiți iubiți. Bine, Sașa! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.